Realizând aceste emisiuni despre neomarxism sau marxismul cultural, și ajungând la influența acestuia în mediul creștin evanghelic, prin lideri care s-au compromis, mi-a venit în minte următorul gând. În vremea comunismului și în primii ani de după așa zisa Revoluție din anul 1989, creștini evanghelici, liderii lor, erau foarte stricți în aspecte ce țineau de felul în care viața de credință era exprimată atât din punct de vedere interior, spiritual, cât și exterior, prin comportament și vestimentație. Se punea la modul cel mai serios problema felului în care un creștin are relații cu lumea, căsătoria, îmbrăcămintea în biserică sau în afara ei, tunsura la băieți și fete, etc. Un creștin neatent la aceste aspecte putea fi pus sub disciplină sau exclus din biserică. Astăzi, uitându-ne la aceste aspecte, îi putem considera și suntem foarte ispiti să o facem ca obtuzi și legaliști pe înaintașii noștri, deoarece aceste criterii au dispărut aproape cu totul din felul în care noi percepem viața de credință. În schimb, Astăzi, aproape că nu mai există nicio regulă în afară unei mărturisiri publice de credință, care este considerată mai mult decât suficientă. Au căzut bariere după bariere. Aspectul exterior pur și simplu nu mai contează. Căsătoria nu mai este văzută ca un legământ sacru între cei doi. La fel, relația soț-soție a cunoscut profunde transformări. Și felul în care părinții nasc sau își cresc copiii a fost tot mai mult adaptat felului lumesc. Modul de închinare din biserică sau familii a fost și el afectat și influențat de muzica lumii. Mesajele predicilor se aseamănă tot mai mult cu mesajele motivaționale ținute de psihologi și terapeuți conduși după principii lumești. Relațiile dintre tineri, înainte de căsătorie și chiar și după, au suferit schimbări dramatice în sensul acceptării compromisului, firescului și păcatului. Și exemplele care dovedesc schimbări dramatice în ceea ce privește felul în care creștinul de azi vede lucrurile ce țin de viața de credință, total diferit de creștinul din trecut, pot continua. Dar, aducând lucrurile la tema emisiunilor pe care le realizez împreună cu Treia în Crețu, acum când vorbim despre influența marxismului cultural în mediul evanghelic, ne trezim, iată, în postura în care creștinul se înceapă să spună că homosexualitatea nu ar fi păcat sau că cei ce practică acest păcat nu ar merge în iad, cu condiția ca să creadă în Hristos. Lucrul acesta, afirmații de felul acesta, ar fi fost de neconceput în urmă cu câțiva ani și ar fi produs o mare tulburare dacă cineva din mediul evanghelic și le-ar fi permis să le facă. Azi aproape că suntem gata să acceptăm orice și aceasta arată nivelul de influență la care neomarxiștii au ajuns până și în mediul evanghelic. În urmă cu ceva timp, un pastor influent din România afirma public că fetele pocăiților se pot căsători și cu băieți neconvertiți, deoarece este mai bine așa decât să rămână singure. Niciodată până acum creștinii evanghelici nu au gândit așa și nu au fost de acord cu așa ceva. Acum însă nimeni nu mai protestează și toată lumea spune da unui sfat care este în contradicție totală cu Scriptura. Am adus în discuție aspectele acestea doar pentru a vă conștientiza de nivelul de toleranță la care creștinii evanghelici au ajuns azi, toleranță de care noi, arhitecți neomarxiști, sunt foarte încântați, dar care arată cât de mult ne-am îndepărtat de credința înaintașilor noștri evanghelici. În nebunia gândului venit de la Satana, de a dori să fim relevanți pentru lume, am ajuns să devenim la fel ca lumea, și cel mai grav este faptul că în această postură jenantă și ofensatoare la adresa lui Dumnezeu, noi continuăm să ne considerăm a fi adevărata biserică. Gândindu-ne la frumusețea și simplitatea înaintașilor noștri, ar trebui să recunoaștem cu sinceritate că au fost mai înțelepți ca și noi, și ar trebui să căutăm din toată inima să le urmăm exemplul. Suntem cu mult în urma lor în ceea ce privește felul în care ne mărturisim și ne trăim credința. Sunt împreună cu Traian Crețu și am ajuns, în prezentarea unei liste de lideri evanghelici corupți și infiltrați de neomarxism, la două nume grele și cu mare impact în lumea creștină și nu doar evanghelică. Despre primul nume am mai vorbit, dar la al doilea încă nu am făcut vreo referință. Dar exemplul lui este relevant despre cum un nume mare poate să ajungă la cădere. Fiindcă s-a lăsat penetrat de agenda neomarxistă. Următorul de care aș vrea să vi-l prezint, ăsta e cel mai celebru dintre pastorii baptiști, este Rick Warren, cel care a scris două cărți tradus în limba română foarte populară. Despre care am mai vorbit, dar da. vin cu elemente noi. Biserica condusă de scopuri și viața condusă de scopuri care le-au făcut multimilionari în dolari. Bineînțeles, el a afirmat și am văzut că și alții au afirmat că o mare parte din acești bani le-a donat în scopuri caritabile. Bineînțeles, printre altele a sponsorizat și asociațiile homosexualilor în lupta SIDA sau și -a, și -a, așa mai departe. Vreau să vă spun despre RICOR în următorul lucru. În funcție de audiență, și cred că v-am mai spus chestia asta, și veți putea vedea lucrul ăsta dacă îmi veți cere informațiile, unde domnule spune RICOR în lucrurile astea de care tu vorbești aici, eu voi putea... Le da, oferim. Da, da, și atunci veți vedea. În funcție de audiență... Dar uh, ascultătorii să fie liniștiți, pentru că nu spunem nimic decât din surse sigure, dovedite care se pot verifica. Exact. Și pe cei care știu limba engleză bine și pot să verifice, vreau să îi încurajez. Nu mă credeți pe cuvânt, ci verificați-mă, cereți-mi dovada informațiilor respective și o să vi le dau. Cereți -le, luați legătura cu fratele Dan Bercean și o să vi le dau, fiindcă vreau să vă încurajez să vă exersați discernământul pro propriu spiritual. Da? Bun. Rick Warren, în funcție de audiență, își adaptează discursul. În fața unei audiențe seculare, adică atei, în special uh, audiență progresistă, da? adică neomarxistă, pro-gay, pro-LGBTQ, da? el își va adapta discursul și va fi un pastor care nu se opune căsătoriei gay, care nu militează pentru căsătoria tradițională Dintre un bărbat și femeie, ci nu are nimica cu uh, uh, căsătoria gay, el chiar spune am, că am vrut să repet în engleză, nu sunt anti-gay, ca pastor creștin, n-ai voie să nu fii anti-gay. Așa. Uh, iar în fața unei audiențe creștine, el este pentru căsătoria tradițională biblică dintre un bărbat și femeie și se opune căsătoriei persoanelor de același sex, ba chiar echivalează căsătoria dintre persoanele de același sex cu incestul, cu zoofilia, deci cu, adică cu lucrurile păcătoase, scârboase. Dar asta o face doar când este în fața unei audiențe creștine. Și acum să vă dau mai concret. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie a fost susținută de Pastorul Rick Warren, printr-un video, chiar înainte de a fi supusă votului în statul California, de unde el face parte, în 2008, anul 2008. Dar în aprilie 2009, deci în 2008, într-un video, Rick Warren promovează campania de susținere a căsătoriei tradiționale dintre un bărbat și femeie la amendamentul leg legislativ respectiv, ca, virgă, căsătoria să fie definită ca fiind căsătoria dintre un bărbat și o femeie, nu altceva. Rick Warren susține acest lucru în, în 2008, dar în aprilie 2009, într-un interviu televizat cu Larry King și cine știe cine e Larry King înțelege agenda lui Larry King anticreștină, pro-ecumenică, pro-progresistă, da? Deci, într-un interviu televizat cu Larry King, Rick Warren a spus că el niciodată nu a susținut demersul legislativ pentru votarea căsătoriei tradiționale. Minte în față! În 2008, este video cu el în care susține literar că votați căsătorie, de, pentru căsătoria între un bărbat și o femeie, căsătoria tradițională, da, și asta o susține eu, e căsătoria biblică, iar în 2009 vine și susține în fața lui Larry King că el niciodată nu a susținut demersul legislativ pentru votarea căsătoriei tradiționale dintre un bărbat și o femeie. În 2008, cu două săptămâni înainte, ca statul California să voteze atunci, în favoarea căsătoriei tradiționale, Rick Warren a susținut clar căsătoria tradițională, afirmând că, căsătoria gay e nebiblică, e filmat, e video cu chestia asta, e pe internet. Și în fața lui, Dar, așa cum am zis în fața, în 2009, în emisiunea lui Larry King, Rick Warren vine și neagă că el a făcut campanie și a susținut demersul legislativ pentru căsătoria tradițională. Avem de-a face cu un cameleon. Un cameleon, cameleonii șopâr la cea care schimbă pielea în funcție de, crea de culoarea crengii pe care este. Tragic, tragic. Într-un alt interviu televizat, în 2012, Rick Warren spune că nu l-ar deranja dacă s-ar găsi gena homosexualității. Păi dacă s-ar găsi gena homosexualității și nu s-a găsit și nici nu se va găsi vreodată, de unde știu asta? Pentru că Biblia ne spune că omul nu se naște homosexual, ci homosexualitatea este un comportament păcătos pe care omul îl adoptă, societatea îl adoptă atunci când cade în idolatrie. Și vă spuneam că... De ce în... el s-ar bucura să se găsească Dai, această genă a că Nu, nu spune că s-ar bucura, el spune nu, că nu ar, -ar deranja dacă s-ar găsi genera homosexual. Chiar, chiar și că spune că, că atracția gay, și spune că atracția gay, atrac atracția homosexuală, nu crede că e păcat. Deci, Ricul spune că el crede că atracția grey, gay, nu crede el că e păcat, ci doar anumite acte homosexuale ar putea fi. El spune că e posibil ca o persoană să se nască cu inclinații gay. Păi, conform Bibliei, nu e posibil. El spune că dragostea dintre doi homosexuali nu e păcat. Dragostea dintre doi bărbați nu e păcat doar dacă fac sex. Dar dragostea, adică atracția erotică dintre doi bărbați, nu e păcat. El echivalează aici dragostea la modul general. Dar asta e o perversiune. Mai ales că un pastor creștin știe să facă diferență între ceea ce textul uh, grecesc al Noului Testament diferențiază între eros, agape, filia. Și așa mai departe, da? Între uh, diferitele înțelesuri ale cuvântului dragoste, care în limba română, de exemplu, sau în limba engleză, nu apar, dar în limba originală greacă a uh, Noului Testament ele sunt foarte clare. Adică, dragostea erotică dintre doi bărbați, conform originalului Noului Testament, este obligatoriu o dragoste păcătoasă. Dar Hristos spune că până și. Atracția față de o femeie care nu-i soția ta este păcat. Absolut, absolut. Pofta. Ar, absolut. Rick Warren spune în interviul acela din 2012 cu un reporter de curoare, nu mai-mi amintesc exact televiziunea, că ar putea fi păcat, da, folosește condiționalul, ar putea fi păcat relația dintre două persoane ar putea fi păcat dacă cele două persoane fac sex. Deci dragostea dintre ele nu e păcat, ar putea fi păcat doar dacă ele fac sex. Deci nici măcar asta nu e sigur. La care reporterul când spune că dragostea dintre două persoane nu e păcat și ar putea fi păcat doar ă, relațiile sexuale, reporterul exclamă, wow! Normal că lui plăcea chestia asta. Să se aude se din gura unui pastor că dragostea dintre doi gayi nu e păcat, ci ar putea fi păcat numai anumite acte sexuale dintre ei. Rick Warren își termină interviul acesta, care ar fi trebuit să fie un lucru foarte serios. Nu? avem de a fa Este un pastor creștin baptist care este chemat să dea socoteală de nădejdea care este în el vis-a-vis -vis de ceea ce Biblia spune despre păcatul homosexualității. Și, pe lângă faptul că uh, nu spune ceea ce trebuie, încheie cu o glumă stupidă, râzând în hohote, interviu și spune așa: Dacă nu mă urmăriți pe Twitter, mergi în iad, ha, 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 ha. Deci, cu o glumă de prost gust, total nepotrivită, în gura unui pastor aflat la o televiziune seculară, progresistă, ATE, unde el ar fi trebuit să dea dovadă de seriozitate biblică. Am văzut alți pastori uh, americani și n-am să vă dau numele din anumite motive, dar sunt alți pastori americani cunoscuți care au fost invitați la Larry King, de exemplu, și au fost întrebați uh, pe aceleași teme ca și ei, și nu odată, de mai multe ori pe parcursul vieților. Și au dat răspunsuri categoric tot timpul serioase, fără glume, tot timpul biblice, indiferent de ceea ce a zis Larry King și invitații lui. N -au făcut. Și era o presiune acolo. Era o presiune imensă. Deci, să nu-mi spună cineva că, mă, dacă ai fi în locul lui, poate și tu ai fi. Nu, uitați, sunt exemple de pastori care n-au coborât ștafeta sub standardul biblic, de fel, fără niciun rabat. Bun, mai avem și un alt exemplu? Da, mai avem un exemplu tot așa de șocant, pentru, mai ales pentru unii dintre noi. Băi, uneori nu ne trezim numai dacă ne șocăm, așa că. Poate că e nevoie de șocurile astea, ca un duș rece ca să, ca să ne trezim, să ne dăm seama că odată că situația e foarte târzie, e foarte gravă, trebuie să ne luăm în serios credința și viitorul care ne stă în față. Să ne rugăm pentru liderii noștri din bisericile noastre să strângem rândurile între credincioșii cu adevărat pentru că ceea ce ne va sta în față va fi o furtună cum probabil mulți dintre noi nici nu și-au imaginat că vor trece. Bun, aș vrea să vă dau un exemplu. Mulți dintre voi știți despre Ravi Zacarias și despre scandalul sexual în care și-a sfârșit ultimile... Ultimii ani din, ultimii viața ani sau... din viață. din da, da, da. Din păcate, este un caz foarte tragic. Șocant pentru, mulți. șocant pentru mulți. Nu atât de șocant pentru creștinii biblici conservatori din America, din America poate. și din România, care cunosc apologetica americană adevărată, pentru că au fost semnale de demult asupra derapajelor teologice ale lui Ravi Zacarias spre teologia carismatică, ecumenică. De exemplu, Ravi Zacarias o elogia pe Joyce Meyer ca și mare vorbitoare predicatoreasă creștină. Ori să fie cu iertare, dacă Joyce Meyer este o predicatoreasă creștină care trebuie elogiată în primul rând, nici n-ar trebui să existe termenul de predicatoreasă sau de păstoriță. Dar ereziile ei sunt evidente, adică nu, nu, aici nu e mai loc de, de interpretare. Plus, Ravi Zacarias l-a lăudat pe Henry Nguyen, mistic catolic, ultra -ecumenic, ultra ecumenic, care spunea sub influența lui Thomas Merton, alt călugăr catolic foarte popular în mediul evanghelic. Foarte popular. Ăștia spuneau că noi trebuie să mergem să luăm din comorile hinduismului și a budismului și să le aducem în biserică, în creștinism, să luăm din comorile spirituale ale păgânismului și să le aducem în biserică. Ăștia militau pentru unitatea religiei și așa mai departe, religiilor, pentru un ecumenism radical. În ideea emisiunilor pe care le facem ca oamenii să afle și să cunoască, dacă unii dintre cititorii lui Ravi Zacharias ar fi aflat lucrurile acestea mai de mult, ar fi putut să stea mai în expectativă și să aibă rezerve față de el. Dar pentru că n-au știut, au primit totul. Pentru mine a fost un alt semnal de alarmă în legătură cu el atunci când deja am avut câteva întâlniri. Eu le zic toate cu menice, când au predicat la Mormoni. Sigur, sigur. La Asta, în salt, în salt Lake City, sigur. Exact. Sigur? Cum a ajuns el acolo? Și odată, nu ajunge oricum sigur, să predici. Și, sigur și el în predicile lui, în fața mormonilor, nu a spus și nu a diferențiat faptul că Isus Hristos din teologia mormonă e este, diferit. este total diferit de Isusul Hristos al Bibliei. Coranul vorbește despre Isus, Isa, dar îl spune clar, el nu este fiul lui Dumnezeu, n-a murit pe cruce, n-a ispășit pentru păcatele noastre, nici n-a înviat. Și inferior lui Mahomet. Este un alt Isus. Da? Și normal, este un alt Isus, este Acolo este Duhul Anticrist în cei care spun chestia asta. La fel, Isusul Mormon este fratele lui Lucifer în teologia mormonă. O Ravi Zacarias, în discursurile lui din fața mormonilor, nu a făcut precizările astea lăsându-i să -i înțeleagă pe mormoni și pe cei care ascultau chestiile astea că Isusul Mormon și Isusul Biblic ar fi unul și același lucru. Dar când ne uităm și investigăm organizația care i-a pregătit logistic uh, uh, cele două conferințe din, fa din fața Auditorului Mormon, este o organizație a cărei scop și se poate investiga lucrul ăsta foarte ușor. Scopul acestei organizații este de a promova relațiile interreligioase, adică scope ecumenic. Acum, noi am văzut sau n-am văzut toate lucrurile acestea și în urmă cu scurt de vreme, că înainte Ravi să moară, a fost invitat în România. Sigur. Nimeni nu zice că în cărțile lui Ravi Zacarias și în discursurile și în predicile lui la Ravi Zacarias nu are lucruri foarte biblice, foarte bune, lucruri care ar trebui cunoscute. Nu vrea să spună nimeni de chestia asta, dar probleme următoare. Hai să ne uităm la platoul ăsta de mâncare frum sănătoasă și frumoasă și totuși să avem discernământul să identificăm pastila de ceanură de potasiu, incoloră, inodoră, greu de detectat. Aproape imposibil de detectat pentru majoritatea. Dar, totuși, Dumnezeu ne dă instrumentele și lumina necesară să o facem. Și acum, la, vreau să vă dau un următor un exemplu. La un eveniment din 2019, găzdui de Ravi Zacarias International Ministry. Adică este uh, asociația lui Ravi Zacarias cu care el organiza și desfășura toată activitatea lui. Da? În 2019, ca să vedeți că inclusiv uh, ei au fost penetrați de agenda LGBTQ. Acum, ce înseamnă asta? Că toți lucrătorii de acolo sunt pro-marxist, cultural, pro-neomarxist? Nu, nimeni nu zice chestia asta. Dar vedem exemple că virgulă calul troian a intrat pe poarta Troiei. Nu înseamnă că toți oamenii de acolo subscriu. De exemplu, în... Uh, sau nu încă. Sau nu încă. Și unii dintre ei sigur se să, să vor opune, exact cum uh, în seminarul baptist, în seminarul teologic baptist de sud. Unde este președinte Al Moller. Au fost pastori care, profesori de teologie, care s-au opus și au suferit persecuție infiltrării agenților. Sau unele congregații, din așa s-au retras din Convenția Baptistă. Baptist Convention la ora actuală, se dezintegrează biserici conduse de pastori foarte bine pregătiți cu doctorat în teologie, dar pastori conservatori care cred scriptura încep să-și retragă biserica și bis, uh, comunitățile din Convenția Baptistă de Sud spunând s-a trecut linia roșie peste care nu mai putem accepta lucrurile de vine biblice. Odată ce agenda LGBTQ penetrează și uh, uh, este acceptată acolo, nu mai putem să stăm într-o părtășie cu voi fiindcă ne-am face părtaș păcatului vostru. Și acum, la un eveniment în 2019, găzduit de Ravi Zacharias International Ministry, un preot anglican Sam Albury îl cheamă Homosexual a fost invitat să țină o prelegere în care se explice auditoriului cum să-ți descoperi sexul. În primul rând, întrebarea, vă rog să-mi scuzeați epitetul, dar întrebarea este tâmpită. Cum adică cum să-ți descoperi sexul? Dar ce este de descoperit? Am zice, noi oameni normali, ce este de descoperit? La, de, 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 de mii de ani oamenii niciodată nu și-au pus problema cum să-și descopere sexul. Fiecare știa ce sex îi aparțin. Donald Trump, v-am spus că folosea într-un limbaj mai așa, mai but, de butuc, mai vulgar. El spune, e simplu, ce atât? Te uiți în pantalon și îți dai seama nu e ceva, trebuie să, faci, trebuie să faci o conferință despre... Ei, dar în ideologia marxismului cultural, în, în agenda LGBTQ-ului, e o adevărată știință. Sunt peste 40 de genuri. Poți să fii homosexual, heterosexual, lesbiană, transexual, să ai sexul fluid, să questioning, să nu știi cărui sex să aparții, binar, o nebunie întreagă. Și atunci, normal că trebuie conferințe despre cum să-ți descoperi sexul. Dar atenție, acest... Bun, deja este suspect faptul că Ravi Zaharaia și cei care erau împreună că l-au invitat să susțină o asemenea conferință. Sigur, deja sigur, e suspect. Sigur, sigur că e suspect. Sam Albury acesta este foarte perfid. Adică un om care îl urmărește și nu cunoaște bine scriptura, adevărurile scripturii, poate dea ușor sub influența magiei retoricii lui, de, în ce sens? El spunea, domnule, eu sunt un om care uh, am atracție față de persoanele de același sex, dar uh, practic uh, o viață celibatară, adică nu abstinență, abstinență da, un fel de eunuc creștin. Și, și, dar eu nu pot să-mi uh, să nec, să nec și să-mi uh, înlături, să-mi uh, schimb, de fapt, orientarea sexuală. Eu am născut așa. Dar nu vreau să păcătuiesc, vreau să fiu fidelul Dumnezeu, și atunci, practic, celibatismul, o viață celibatară creștină. Probleme următoare. Potrivit CBN News, canal de știri creștine, în propria lui declarație, preotul anglican Sam Albury spune că el este o persoană care are atracții romantice față de persoanele de același sex. El spune că el e păcătuit, născut din nou. Dar are atracții romantice față de persoane de același sex. Și am să vă citez. El spune așa: Sunt o persoană, vă citez, sunt o persoană care am atracție sexuală față de persoanele de același sex. Și am fost așa întreaga mea viață. Prin asta vreau să spun că am atracții sexuale romantice și emoționale adânci. Pentru persoanele de același sex. Și tu, Ravi Zacarias, chem un asemenea om să țină conferință despre cum să-ți descoperi sexul? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim aici? Lucrurile sunt extrem de grave. Și atunci, eșecul moral. Dezastru moral în care Ravi Vizacaria s-a sfârșit în salonele de masaj erotic, nu-i nici de mirare. Se explică. Nu-i nu 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 nici de Era mirar. bine dacă am fi știut lucrul acestea dinainte, da. și atunci când i-am cumpărat cărțile. Credeți-mă că în cât mi-a stat în putere mie, de la nivelul meu, am încercat să diseminez informațiile astea cât am putut, prin viu grai, prin predicarea acolo unde am fost chemat, prin articole pe internet și așa mai departe. Doar că mi s-a întâmplat exact ceea ce li s-a întâmplat și majorității apologeților americani și, de fapt, ce li s-a întâmplat și majorității profeților din Vechiul Testament. În general, lucrurile astea au fost primite de puțini, majoritatea au ales să-și bage degetele în urechi și să aplice... Sau unii chiar să arunce cu pietre. Da. da, Din păcate, cu atitudinea asta, nu facem decât să lăsăm aceste tumori să crească tot mai mult scopul acestor emisiuni este să identificăm aceste tumori cu potențial malign care se poate extinde între noi, între evanghelicii din România și vrem să le extirpăm purtându-ne cu finețe, cu câtă finețe se poate. Acum, când dai pe față niște lucruri de felul acesta, ai zice că ești cam fără mănuși, dar cum să le spui altfel, ca oamenii să înțeleagă? De aceea, din nou, menționăm lucrul acesta. Nu o facem într-un duh de vendetă, de, de ceartă, de, de, ură, de a vorbi de rău pe cineva. Pur și simplu vrem să avertizăm pentru ca oamenii să nu ajungă în situația în care să fie înșelați. Și pe măsura că se poate să extirpăm aceste tumori. Sigur. Cu finețea cu care Corect. suntem. Tu ești mult mai fin decât mine și mi-ai spus mereu, nu vreau să se interpreteze. Eu sunt o persoană mai directă. Exact. Știi, am avut discuții. Eu aș fi vrut altfel, mai cu, poate eu mai cu satirul. Tu ai vrut cu bisturiu. Dar oricum aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri că o facem doar din dragoste pentru ei și până la urmă de, de adevăr. Suntem da. chemați să mărturisim adevărul. Da, da exact obligația celor care văd adevărul este să, să l expună în biserică, să-l facă mai cunoscut. adevărul călcat în picioare. Sigur, sigur, sigur. Asta e dureros. Dacă ești în, punct, în turnul de strajă și vezi, și în Ezechiel 33 spune chestia asta, și vezi pericolul vin și taci sângele celor care vor suferi consecințele faptului că tu nu ai avertizat, va cădea asupra capului tău. Nu, vrea, nu vrem să ne facem vinovați de păcatul ăsta, cum nu vrem uh, nici să ne facem vinovați de păcatul să dărămăm pe cineva sau să, eu știu, să ponegrim, să jignim pe cineva sau așa mai departe, vreo lucrare, vreun uh, pastor creștin, dar în același timp nu vrem nici să tăcem și să nu avertizăm și uh, noi, asta e demersul nostru. Spuneam că dacă noi identificăm tumorile astea, dacă lăsăm tumorile acolo, ele vor, se vor maligniza, vor, se vor răspândi în tot corpul și organismul oricum va, va, va muri. Dacă luăm un iatagan sau un topor și încercăm să le tăiem cu iataganul sau cu toporul, putem tăia tumorile, dar riscăm să tăiem prea mult și din organism, și atunci el se moară probabil chiar înainte de a muri de tumori. Ceea ce vrem noi și am văzut că și tu ești de acord să facem chestia asta în toate interacțiunile de-a lungul anilor cu, cu tine e să luăm un bisturiu și chiar dacă doare să încercăm să extirpăm acele tumori fiindcă dacă le vom lăsa acolo ele nu vor face altceva decât să crească din ce în ce mai mult. Am să vă dau în, în, în acest spirit, vă rog să înțelegeți și expunerile care le voi face acum, că voi, voi expune activitatea, adică activitatea, voi expune două lucruri la capitolul așa nu, la capitolul negativ, care au legătura cu, cu această agendă a marxismului cultural, fiindcă ea este extrem de vastă cu implicații multiple, care s-au întâmplat și la noi în biserică. Am promis asta ascultătorilor. Da, da. Am promis și da. va trebui să facem asta pentru ascultătorii, însă îi mai rugăm să mai aștepte încă câteva zile. Va fi în emisiunea care...